Exclusiv, Casa de Cultură din satul Gura Galbenei transformată într-un centru de pompe funebre. Casa de Cultură din satul Gura Galbenei, Raionul Cimișlia, s-a transformat într-un punct de vânzare a sicriilor. Imaginile șocante au fost surprinse de un locuitor al satului chiar în incinta Casei de Cultură, în timp ce sicriile erau scoase spre vânzare. Problema devine și mai gravă pe măsură ce în fiecare zi copiii de grădiniță, elevii și părinții sunt nevoiți să vadă cu proprii ochi acest tablou sinistru. A fost un șoc pentru noi, pentru copiii care au intrat și au văzut sicriile și coroanele pentru mormântări în acea casă de cultură. Și nu cred că este bine pentru ca într-o casă de cultură, unde există bibliotecă și o școală de muzică, să fie aduse sicriile și coroanele pentru înmormântări. Este un lucru scăpat de sub control și trebuie reparat. Am intrat în bibliotecă și am dorit să iau o carte. Când am văzut sicriurile cum stăteau acolo, m-am speriat. În Casa de Cultură nu e normal să vândă sicriile sau coroanele, deoarece este o casă de cultură. Și asta pentru că în Casa de Cultură, pe lângă punctul de vânzare a sicriilor și coroanelor funebre, funcționează o școală muzicală, biblioteca sătească și sala de festivități. Da, într-adevăr, când au venit copiii acasă, și ne-au povestit ce au văzut în Casa de Cultură, unde e casă pentru tineret, e casă pentru copii, bibliotecă. Asta e o casă de cultură și nu e un cimitir. Noi am rămas și noi șocați. Ne-am gândit ce face conducerea de o hotărât ca să pui sicriile și coroanele în vânzare în Casa de Cultură. Sunt locale speciale pentru vânzarea acestor sicrii, coroane. Sicriile astea e un dezastru mare, suntem în groapă sătenii înainte de vreme, așa părerea mea. Păi dați-le voi, invers ar trebui să-i ajute, să trăiesc mai mult, dar nu să... Paradoxul moldovenesc nu se oprește aici. Chiar lângă Casa de Cultură sunt amplasate locuri specializate pentru vânzări. Însă primăria satului se face că plouă și nu a întreprins nicio măsură în acest caz. A ajuns că primăria, că primarul, domnul primar, că cineva, directorul domnul de Casa de Cultură, vând sicrii. În loc să ocupi cu distracția tineret, locul atragere, ei au făcut un centru comercial. Părere de rău, numai nu în industria care trebuiește. Poate și trebuie acolo pentru tineret de făcut ceva, numai nu se crie. Primarul satului Gura Galbenei nu a fost de găsit pentru a ne oferi explicații în privința acestui fapt. Ana Andreea Purcel pentru Moldova 9.0.